Pastilla de fisico. Efectul magnetic al curentului electric. Efectul magnetic al curentului electric constă în apariția unui câmp magnetic în jurul conductoarelor parcurse de curent electric. Acest câmp magnetic poate fi reprezentat prin linii de câmp. Un ac magnetic adus în apropierea conductorului parcurs de curent electric se așează tangent la liniile de câmp magnetic. Electromagnetul funcționează pe baza efectului magnetic al curentului electric. Acesta este format dintr-o bobină și un miez de fier. Când prin electromagnet trece curent electric, în jurul acestuia apare un câmp magnetic, care permite interacțiunile magnetice. Caracterizarea câmpului magnetic se realizează cu ajutorul inducției câmpului magnetic notată cu B. N este numărul de spire al bobinei, I este intensitatea curentului electric, L este lungimea bobinei, iar mu permeabilitatea magnetică, care caracterizează proprietățile magnetice ale mediului. Pentru electromagnet mu este determinat de miezul feromagnetic. Unitatea de măsură pentru inducția magnetică este Tesla. Forța de atracție a electromagnetului depinde de caracteristicile câmpului magnetic produs de bobină. B este inducția câmpului magnetic produs de electromagnet, S este area secțiunii bobinei electromagnetului, mu0 este permeabilitatea magnetică a vidului. Iată câteva dintre cele mai cunoscute aplicații. Macaraua electromagnetică, soneria electrică, difuzorul, motoarele electrice. De exemplu, motorul unui ventilator sau a unui aspirator. Pentru a construi un electromagnet ai nevoie de un cuib, o baterie, un fir izolat de cupru, un cutter. Înfășoară strâns în jurul cuiului firul de cupru, ai grijă să lași capetele descoperite. Leagă capetele firului la baterie. Folosește agrafe de birou pentru a pune în evidență acțiunea electromagnetului. Efectul magnetic al curentului electric constă în apariția unui câmp magnetic în jurul conductoarelor parcurse de curent electric. Funcționarea electromagnetului se bazează pe efectul magnetic al curentului electric. Cele mai cunoscute aplicații ale electromagneților sunt macaraua electromagnetică, soneria electrică, releul electromagnetic, motoarele electrice.